greu de vorbit după un așa meci plin de emoții. Fericit în sfârșit că am reușit să câștigăm, eu aveam nevoie de punctele astea. Băieții au înțeles de la început importanța jocului. Din păcate, iarăși, cred că am suferit la același lucru, la același capitol la care am suferit și în primul meci, la concentrare, în anumite momente în care aveam posibilitatea să rezolvăm mult mai ușor situațiile, le-am complicat și dintr-o dată a dus la un echilibru din ăsta al jocului. Micile detalii de atenție, de concentrare au pus la un moment dat sub semnul întrebării rezultatul final, mai ales la golul egalizator, dar inspirația jucătorilor care au venit de pe bancă au făcut posibil rezultatul ăsta. E o muncă comună, e un efort comun. Mă bucură faptul că în al doilea meci oamenii de pe bancă vin și fac diferența, dar ne pun semne de întrebare asupra celor care intră ca titulari. Da, sincer, nici eu nu sunt foarte, foarte mulțumit în momentul de față de ritmul de joc pe care îl avem. Dar iarăși, ne-am consumat foarte multă energie pentru că, cum spuneam mai devreme, anumite minci simple le-am pierdut mult prea ușor. Au fost prea multe erori neforțate care ne-au făcut să facem un consum de energie foarte mare. Mulțumirea mea, am spus la sfârșitul jocului, că ei au fost capabili să aibă energia și să ducă jocul până la sfârșitul, până la ultimul minut. Cât vă trebuie timp să fac o echipă de voastră? De joacă, de tactică, de altele? Lucrul ăsta e în mare parte imposibil de făcut. De ce? Pentru că obiectivul meu ca antrenor este nu să impun ideile mele echipei, ci să încerc să înțeleg cât se poate de repede ceea ce pot ei juca și ca atare ce fotbal putem face mai bine. Nu încerc să-i adaptez pe ei la ideile mele, ci încerc eu să mă adaptez la ceea ce pot face ei. Dividerea voastră, Bugă este goalkeeper-ul prim sau Mecanimer trebuie timpul să stai ceva timp în echipă și apoi să... Cu siguranță că Buga și-a adus un aport important la punctele pe care le-am obținut până acum și își merită cu prisosință postul în poartă. Meira, un portar foarte bun, dar din păcate doar unul singur poate juca. După părerea dumneavoastră, în meciul de astăzi, ce linie de apărare, de atac sau efortul au făcut cu toții. Ce mi-a plăcut, să zic așa, ca un mic plus față de primul meci cu Milsa, mi-a fost faptul că am văzut o mai multă implicare a întregului grup. Fiecare a încercat să-și aducă atât cât a putut aportul. E greu să definesc acum care dintre ei au făcut mai mult efort. Eu cred că a fost un efort comun. Cred că toată lumea a avut implicare, a avut dorința, fiecare cu plusuri și minusuri, cu mai bune și mai rele, dar eu cred că toți au fost acolo în joc.